Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Dan Nicolae Pârvu, creator de conținut pentru fermieri în social media. Bună dimineața, domnule Pârvu! Bună dimineața și mulțumesc tare mult pentru invitație! Bun, acum să le spunem și telespectatorilor că nu ăsta e chiar jobul dumneavoastră adevărat. Sunteți consultant de vânzări la o companie din domeniul agribusiness, din zona de utilaje și mașini agricole, dar exact. V-am invitat la emisiune în această calitate foarte importantă, cred eu, pentru breasla aceasta a fermierilor, că sunteți unul dintre cei mai influenți și mai vizionați creatori de conținut, video în special, în zona aceasta de social media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Cum, vreau să vă întreb, cum se mănâncă treaba asta? Care e legătura între fermier și social media? Există o conexiune? Fermierii se uită pe social media pentru a consuma informație profesională? Nivelul de informare a fermierilor români, sau mai bine spus, modul cum fermierii se informează, a evoluat așa de la an la an sau în decursul timpului a evoluat. Dacă acum, nu știu, 9 ani de zile când luam și eu, făceam primii pași în agribusiness românesc, fermierii pur și simplu se informau așa din gură în gură, să spun, sau informația circula verbal, acum s-a ajuns la un alt nivel de informație. Bine, și utilajele din fermă și tehnologia pe care aceștia o folosesc în fiecare zi în fermă a evoluat, de urmare și modul lor de a se informa a evoluat. Deci, orice fermier sau într-un procent covârșitor, aș putea să spun, are Instagram, are Facebook, are TikTok, are un canal prin care își acumulează unele informații. Vorbim despre un lucru care e poate încetățenit în anumite medii și poate lucrurile nu stau chiar așa, și anume că există o barieră de vârstă, că fermierii de la o anumită vârstă încolo nu sunt foarte conectați cu zona aceasta digitală. Cât adevăr și cât mit este în această afirmație? Mereu o să fac comparația sau o să fac legătura cu utilajele sau cu ceea ce se întâmplă fizic în curtea fermierului. Dacă acum, nu știu, 7-8 ani în urmă vorbeam de auto, de sisteme de autoghidaj, de turn automation, tractoarele să meargă singure, vrată variabilă, așa mai departe, și fermierii spuneau, băi, Dane, n-are cum să meargă singur pe deal, adică este imposibil, adică n-am nevoie de electronică, de software, așa mai departe. Și astăzi fermieri din toate categoriile de vârstă nu mai concep agricultura fără aceste sisteme. Exact așa transpunem acest lucru și în social media sau în modul lor de informare. Deci nu există o barieră de vârstă. Nu există dintre, să spun așa, dintre partenerii mei de afaceri, dintre clienții mei, să numesc așa, nu știu, 60 de ani, 70 de ani, au TikTok, au Instagram, Dani, n-ai postat nimic astăzi. Să știi că te-am verificat dimineața, n-ai postat nimic astăzi. De ce n-ai postat dimineața nimic? Folosesc acești fermieri zona aceasta digitală, fie online, fie zona de social media, pentru a se informa și profesional? Sigur, poate într-o formă mai accesibilă, uneori și cu o glumă sau, exact, evident, într-o formă ușor amuzată și amuzantă în același timp. Interactivă, iarăși foarte important. E această zonă importantă pentru fermieri și în modul în care își conduc afacerile, în care își ghidonează, să zicem, parcursul profesional în fermele lor? Volumul de informație oferit pe social media este enorm. Asta este un minus al părții online, pentru că volumul de informație este imens și nu știi niciodată dacă informația, sau în multe cazuri, nu știu dacă informația pe care o auzi, pe care ți-o asimilezi, este cea reală. Ei bine, pot să spun că pe partea de agricultură, partea de agribusiness, în ceea ce înseamnă online și mai ales în TikTok, vorbind acum că acolo activez eu mai mult, sunt niște băieți, sunt niște oameni, printre care fac și o parte, care oferim o informație de calitate. Și ca să dau un exemplu acum, am vorbit foarte mult de modul de a-și configura fermierii tractoarele.
pot să mă mândresc așa cu o mică experiență de câțiva ani de zile în agribusiness, cum am mai spus, și cred că știu așa cam cum a trebuit să se configureze un tractor în funcție de Indiferent de fermă. marcă, nu? Indiferent de marcă, nu, aici nu vorbim de branduri, nu vorbim de nimic, indiferent de marcă. Exact. E informație și profesională, nu neapărat comercială în termen de branding. Exact. Și atunci când faci un clip, nu știu, de 15, 20, 30 secunde în care îngrămădești așa multă informație și spui, dom'le, dacă ești în zootehnie, dacă vrei să semeni, dacă ești acolo pentru lucrări grele și ai nevoie de opțiunile astea, nu concep un tractor în ferma zootehnică, nu știu, fără încărcător frontal sau așa mai departe. Bine. Și omul își ia acele informații. Și ulterior, când dai un telefon, bună ziua, domn Popescu, sunt și eu la dumneavoastră prin zonă, să ne întâlnim, să discutăm. Băi, Dane, chiar vino că, uite, chiar discutam de un tractor și cum ai spus acolo în TikTok-ul tău, să știi că, uite, așa aș vrea. E super tare chestia asta. Lumea e oarecum sceptică, cei care nu cunosc, nu vorbim neapărat de un anume produs de social media, în general, așa chiar aș vrea să ne referim la social media în general. Când spune, domnule, n-ai cum să ai, nu știu, sute de mii de vizualizări, dar iată că în momentul în care un clip, un produs media, un conținut se viralizează, ajunge la foarte mulți oameni și până la urmă asta contează, nu? Pentru că e o metodă foarte ușor de transmis informație. Și dacă le faci pe amândouă, adică reușești să transmiți ceva important și sigur, poate împachetat așa mai ghiduș uneori, înseamnă că ți-ai atins obiectivul, nu? Din punct de vedere al viralității sau a vitezei cu care se răspândește o informație, la momentul actual, cred că, sau consider personal, că TikTok este cea mai bună platformă. Dacă pe YouTube încărcăm un clip și el bine, lucrează... Bine, din păcate TikTok-ul acum e un pic în atenția publică, mai ales că vedem ce se întâmplă în America. Noi aici discutăm strict de informarea pe care o facem pentru fermieri. Exact. E un mijloc util, nu, de comunicare în acest moment, social media, nu? Este un mijloc util și foarte rapid. Foarte, foarte rapid. Ce înseamnă pentru tine până la urmă? Cât de importantă este această creare de conținut? Adică ce te mână în luptă până la urmă? Ce vrei să obții? Cea mai mare satisfacție sau cea mai mare dorință a mea la ora actuală este faptul că eu sunt un consultant în vânzări la bază. Sunt un vânzător de utilaje agricole. Iar prin chestia de că am creat, pe acest lucru că am creat conținut, am creat o informație pe care au văzut-o atât de mulți fermieri, mi-a schimbat cumva imaginea personală. Și anume, oamenii nu mai văd, sau când intră acum într-o fermă, omul respectiv, fermierul respectiv, nu mai vede ca pe un om care vrea să vândă ceva, care vrea să bage cu forță acolo un tractor, un utilaj sau nu știu. Omul mă vede ca un consultant, ca un băiat care știe cu ce se mănâncă, nu știu, o finanțare, un tractor, o configurație, o combină, știe cam ce i s-ar potrivi lui și cu mândrie vă spun că am avut replica, domnul Dan, învață-mă sau ajută-mă să-mi cumpăr un tractor. Spun domnul Dan pentru că așa mi se spune mie în online, domnul Dan. Deci, până la urmă, dezvoltarea aceasta profesională și obiectivele profesionale sunt importante și ele oarecum se întrepătrund cu activitatea aceasta de creator de conținut profesional pentru fermieri în social media. Dar câștigi asta bani mare... din... Asta e o întrebare, cred că ți se pune tot timpul. Câștigi bani din acest conținut pe care îl creezi în social media? Din păcate, la nivelul actual în România nu se monetizează vizualizările pe TikTok. Asta este așa o chestie cam... Deci e muncă patriotică așa pe jumătate, pe trei sferturi cum ar veni. Da, că să zicem pe un sfert e notorietatea și așa cum ziceai faptul că lumea se raportează pozitiv la experiența ta profesională și îți caută sfaturile. Din păcate, România este printre ultimele țări în care TikTok-ul nu este monetizat, adică vizualizările, mă refer pe TikTok, nu sunt monetizate și sunt destule, sunt de ordinul milioanelor de vizualizări pe lună. Singurii bani vin din niște promovări, din niște reclame, să le spunem direct, dar sunt nesemnificativi ca și suma.
cam care sunt cele mai importante tipuri de conținut care sunt interesante pentru fermieri? Ce gen de informații caută fermierii? Pe ce categorii? Și poate faci un pic diferențierea și în funcție de platformă. Adică pe Facebook se caută mai mult ceva, pe Instagram altceva. Pe TikTok altceva. Overall vorbind sau pe total așa, cred că cea mai virală informație sau cele mai multe vizualizări le fac clipurile sau le obțin clipurile ce transpun sau prezintă exemple. Și anume, pot să fac și acum, suntem aici. Da, te rog. Bună ziua, sunt în ferma domnului, nu știu, Popescu, suntem la Arat cu plugul X, cu tractorul X, executăm o arătură la 20 cm, va urma să mânem așa păioase. Un fel de breaking news așa agricolă. Da. Și prezint o situație, prezint un exemplu și lumea imediat, lumea se raportează la acel exemplu și spune, bă, și eu am arat astăzi, și eu am semănat astăzi, ce sămânță a folosit, la ce adâncime a arat? Și așa mai departe. Cele mai bune clipuri sunt clipurile de acest gen. Dacă vorbim de Facebook, ca să le luăm așa pe căprării. Dacă vorbim de Facebook, acolo informația este un pic mai filtrată. Nu se obține, de exemplu, am încercat și am pus experimente, am pus un clip viral care avea pe TikTok, spre exemplu, 2 milioane de vizualizări, l-am postat și pe Facebook-ul personal, dar nu a avut așa mare succes, pentru că nu e acel gen de oameni care să se uite la acel conținut. Deci zici că Facebook-ul e într-o zonă un pic mai clasică, nu spre exact. Televiziune, dacă vrei, nu? Exact. TikTok-ul e mai zglobiu, așa. Și Instagram-ul cum e? La mijloc? Instagram-ul e mai... Că multă lume m-a întrebat de Instagram și vreau să spun de Instagram că e mai mult personal. Uh-huh. Acolo se postează informații mai personale. Uh-huh. De exemplu, dacă pe TikTok nu-mi permit să postez când sunt timpul liber eu la, nu știu, la un picnic sau în oraș, la masă sau nu știu, exemplu de genul acesta. Pe Insta îmi permit să postez și când mă petrec și când nu știu, fac alte activități. Într-un minut, portretul robot al fermierului român, indiferent de vârstă, de regiune, de tipologie, așa, cel mai mic numitor comun al fermierului român, cum l-ai descrie? Fermierul ce dorește tehnologia în ferma lui, dar cu frică și cu constrângeri. Deci e așa între e împărțit între două, exact. E tras de două tendințe, exact. Unor contradictorii, nu? Exact. Deci cum e important. Deci cum spui, e un fermier care își dorește tehnologie. Fără doar și poate da. E interesat, dar cu frică și cu constrângeri. În sensul frică în care... de ce? Frică de nou, frică de a investi, frică de a-și recupera banii, frică de a merita investiția și așa mai departe. Uh-huh. Cea mai bună chestie la ora actuală și pe care eu o aplic, și uite, asta este și un sfat pentru ceilalți din branșa mea, să-i spun așa, este puterea exemplului. Eu am făcut de foarte multe ori experimentul în care am pus doi fermieri, unul ce a cumpărat și unul ce nu a cumpărat, sau unul ce a achiziționat și unul care nu a achiziționat, și pur și simplu i-am pus să vorbească între ei. Badea Gheorghe vorbește cu Badea Vasile. Badea Gheorghe povestește lui Badea Vasile cum a cumpărat el și cum a și-a luat el un tractor. Și el a făcut treaba a 10 vânzători, pentru că i-a vorbit cu limba lui și am cumpărat. E ok, plătesc rate la el, este ok, toată nebunia. Bun, vorbim de cine a câștigat acest duel între Badea Vasile și Badea Ion după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Agrostrategia împreună cu Dan Nicolae Pârvu, creator de conținut pentru fermieri în social media. Dragă Dan, vorbeai de... acest tip de clip care se poate viraliza ușor, o discuție așa uneori în contradictoriu cu argumente și contraargumente între doi fermieri, nu? Da. Și aici am să-l, dacă tatăl meu se uită la emisiune, când făceam primii pași în acest domeniu, tatăl meu mă întreba,
Băi, Dani, cui o să vinzi tu avioanele astea? Cine o să cumpere tractoarele atât de performante, cu monitoare, cu senzori? Cu... Și mă Sute gândeam, de mii de euro, da, sute bucata, de mii da. de euro. Și îi spuneam, bă, tată, va cumpăra cineva tractoarele astea care merg singure pe deal? Și acum, după câțiva ani, după atâția ani, nu concep să vând un tractor fără auto, să meargă singur, fără autotrac sau fără sistem de ghidar sau fără să, nu știu, Da. să aibă opțiuni de ultimul retret pe el. Mă duc de a se informa, îi ajută foarte, foarte, foarte mult. În sensul că știu sau se pregătesc pentru achiziție. Știu că îi va veni în curte un tractor de ultimul retnet, omul este pregătit, e cu carnețelul în mână, stă lângă tehnicianul care îl instruiește, merge câl în câmp, face teste, face fel și fel de probe până și acumulează acele informații să-l poată opera la maxim. Există milioane de clipuri ce te pot bulversa, poți auzi dimineața o informație că, nu știu, minimum diligence înseamnă ceva, la amiază auzi altceva și seara auzi altceva. Este foarte important să filtrezi această informație și să, dacă am o vorbă pe care o spun pe live-uri, că mai fac live pe TikTok și spun, dacă tot stăm cu telefonul în mână, dacă tot spargem timp sau pierdem timp, oarecum între ghilimele, din timpul nostru, hai măcar să facem ceva cu folos de timpul ăsta, să ne uităm la un conținut de calitate. Fă-mi așa un clasament în ceea ce te privește pe de o parte și ce ai văzut la alții. Fă-mi așa un top 3. Care sunt clipurile care ți-au plăcut cel mai mult, de care ești cel mai mândru, pe care le-ai realizat tu, și povestește-ne un pic ce conținea fiecare, și la ceilalți colegi, 2-3 exemple de clipuri care, să zicem, te-au lăsat paf, cu gura căscată. Ți-a plăcut foarte mult și poate Ok, chiar o să încep. ți-a părut rău că nu ai fost tu cel care a avut ideea asta. Cele mai bune clipuri ale mele sau cele care îmi plac mie cel mai mult sunt cele de la livrări de utilaje, în care iau telefonul în mână și am eu speech-ul meu așa și spun: bună ziua, astăzi vrem tractorul XLX-ul și e nebunie și uite fermierul. Astea sunt clipurile care mie îmi plac cel mai mult, pentru că e și satisfacția mea că am reușit să livrez un tractor și au și destul de multe vizualizări. Astea Și sunt care din astea, care chiar ți s-a părut cel mai emoționant moment al unei asemenea livrări? Când a început să plângă bunicul unui fermier, ăla m-a marcat și n-am să îl uit niciodată. Era un fermier la mic la început de drum, avea 20 ceva de ani și bunicul lui l-a ajutat cu avansul pentru tractor. Țin minte perfect și acum cum s-a întâmplat, și în clipa când am venit cu tractorul, cu camionul și am descărcat tractorul în fermă, bunicul a început să plângă. Eu l-am luat așa în brațe că nu știam ce se întâmplă, de ce plânge, și am spus că, domnul Dan, pot să mor liniștit că l-am văzut pe nepotul meu cu tractor. Aia niciodată n-am să o chestia aia. Adică a fost ceva ce rămâne aici, a intipăit în suflet, în inimă. Și la colegi? La colegi, spre exemplu, pe Dorian, cine e pe TikTok îl știe pe Dorian, un profesionist super tare, și Dorian n-a trebuit să lipsească din nicio emisiune, mai este atât de bine pregătit încât te șochează cu volumul de informații ce se-l poate oferi. Da, 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 îmi place. Și la el ce ți-a rămas așa, un clip recent pe care l-ai văzut? Noi suntem în contradicție, pentru că trebuie să spunem chestia asta. Eu sunt fan al minimum tillage sau no tillage sau al lucrărilor conservative ale solului, și el a rămas în continuare pe arătură și pe a întoarce brazda. Și mereu avem mici așa, Am mici înțeles. ciondăleni în online, dar are clipuri foarte, foarte bune, Dorian, foarte, foarte bune. Nu are de multe vizualizări, dar este un conținut de o foarte bună calitate. Bun. Care Mai este ok. și, mai este și Valentin, mai este A, și păi, Valentin Albu. Mă gândeam eu dacă îl ratez pe Nu se Valentin poate. Albu. A și fost aici Știu, în emisiune. știu. A avut un drum la un curs de specializare aici la București. Când ai drum, te aștept și pe tine, evident, și aici în studio. La el ce Mulțumesc. Ți-a plăcut? Sau nu, zi-mi ce nu ți-a plăcut, ca să-l... Valentin trăiește mult mai mult comentariile decât le trăiesc eu. Spre exemplu, dacă mie vine vin comentarii de genul nu e bun tractorul, nu e bună combina, ce ai făcut acolo, că nu e ok ce ai făcut, sincer, nu le nu eu pui nu la le suflet, a? nu pun la suflet, da, exact, mulțumesc. Nu le pun la suflet. Pe când el
Nu se poate. Cum să răspundă mie așa? Hai să-i răspund și într-un mod ultra-mega profesionist le răspunde Dar acestor persoane. nu rămâne fără replică. Niciodată are vorbire Nu la el, rămâne Valentin. datoră. Nu, Valentin, mereu are vorbire la el. Cum vezi direcția asta de comunicare cu smartphone-ul, pe zona aceasta digitală, de social media? Pe termen scurt, următorul an, doi, ce crezi că se va întâmpla? Se va consolida această tendință ca fermierul să-și ia informația comercială preponderent din zona aceasta audio-vizuală, digitală în primul rând, dar nu numai? Că iată, discutăm despre digital la o emisiune pe televizor la Televiziunea Națională. Credeai că se va întâmpla asta vreodată? Nu, sincer să spun nu, chiar nu, chiar sunt mega onorat și bucuros că sunt prezent aici și ca să spun la întrebare, tractoarele acum și combinele le monitorizăm pe telefon mobil. Le vedem unde sunt, ce fac, ce se întâmplă cu ele. Deci Avem utilaj. Cartierul general al fermierului în momentul ăsta e pe telefonul mobil, a? Da, avem utilaje ce se reglează de pe telefon. Și asta este o realitate, adică nu vorbesc eu acum de science fiction. E o realitate, nu sunt Da, SF-uri. da. Sunt cu telefonul în mână, în fiecare zi, obligatoriu parcurgem și aceste rețele de social media, printre care TikTok, Instagram, Facebook, YouTube și așa mai departe. Iar fără doar și poate, o cantitate, nu pot să o cuantific oarecum, dar o oarecare cantitate vine și din această parte. Deci rolul acesta al comunicării digitale va crește din punctul tău de vedere. Fără doar și poate, da. Eu, ca să merg mai departe, consider că în personal, asta e o idee personală pe care o vă împărtășesc, consider că în 10 ani de zile nu vor mai exista consultanți vânzări, consilieri vânzări, vânzători, în ceea ce înseamnă relația directă cu un fermier. Consider că în 10 ani de zile un fermier își va lua niște ochelari de realitate virtuală și îi va pune pe ochi, va urca într-un tractor, îl va configura, va stabili prețul, îl va comanda și îl va avea la poartă, fără să mai fie nevoie de tamper. Foarte interesant. Mulțumesc mult, Dan, mult succes atât în activitatea de consultant de vânzări în zona de agribusiness, cât și în zona de creare de conținut relevantă, conținut interesant, conținut relevant pentru fermieri. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Punem punct interviului de astăzi din Agrostrategia. În cele ce urmează, ca în fiecare joi, colega mea Dana Constantinescu va pregăti rubrica În grădina Danei, lucruri foarte, foarte interesante și utile ca de fiecare dată. Vă invit să urmăriți această rubrică. Noi ne revedem luni la orele 10 la o nouă ediție Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și vă urez toate cele bune.